În zorii dimineții, când soarele se ridică timid deasupra vârfurilor munților, o șosea ce pare să atingă cerul se dezvăluie în toată splendoarea ei. Supranumit Drumul din Nori și Marele Balaur sau Visul lui Manole, un fel de Carla's Dreams mai neaoș, Transfăgărășanul este apreciat ca cel mai frumos drum de altitudine din lume. E timpul să zburăm printre nori, așa că urcă-te cu noi în înaltul cerului, unde peisajele fascinante și curbele abrupte se întâlnesc pentru a crea o experiență memorabilă pe una dintre cele mai faimoase șosele din lume. Dar până atunci, intro-ul! Transfăgărășanul se deschide complet în 1 iulie și rămâne deschis până cel târziu 1 noiembrie. Noi, pentru a prinde răsăritul la Bălea Lac, am înoptat chiar acolo, pornind de cu seară de acasă. Cazarea în zona Transfăgărășan poate varia, de la 60 de lei pe noapte pe persoană, la pensiune și poate nu chiar în buricul târgului, până la 400 de lei pe noapte pe persoană, la hoturile de lux. Prețurile variază și în funcție de perioadă, astfel vara, când șoseaua este în întregime deschisă, este mai aglomerat, implicit mai scump. Cazarea poate fi chiar 0 lei, inclusiv vara, dacă urmați exemplul nostru. Noi am scos scaunele din spatele mașinii, ne-am amenajat un pat dublu din saltele și pături și am avut cazare gratuită direct la lacul Bâlea. Pentru confort sporit, puteți închiria o rulotă. Vara, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 25 de grade Celsius, iarna temperaturile scad sub minus 10 grade Celsius, iar zăpada este prezentă din noiembrie-decembrie până în aprilie. Atracții turistice pe Transfăgărășan ar fi zona sudică, lacul Bâlea, cetatea Poienari, barajul Vidraru, mănăstirea Curtea de Argeș, în partea către Sibiu, partea nordică, Castele de Lut din Valea Zânelor, Povestea Calendarului, Brambura Park. Restaurante găsiți fără probleme. Cele mai cunoscute sunt La Cetate, Valea cu Pești, Posada Vidraru, restaurantul de la hotelul Piscul Negru sau cel de la Cabana Bâlea. În privința activităților, în topul listei turiștilor se află evident fotografia, dar și plimbarea către lacul Bâlea sau o zona mai ridicată de lângă telecabină, stația meteorologică, de unde se vede o panoramă incredibilă cu toată partea nordică a Transfăgărășanului. Pentru aceste activități nu ai nevoie de echipament special sau condiție fizică. Pentru cei dintre voi cu spirit de aventură și nevoie de adrenalină, unele dintre cele mai spectaculoase, dar și solicitante trasee montane din țară pornesc de aici și mă refer la traseul către vârful Lespezi, 2522 de metri, Vânătarea lui Buteanu, 2508 metri, sau vârful Negoiu, al doilea din țară, 2535 de metri. De urși, de urși, ține de urși! A spus cineva urși? Da, sunt urși și a devenit o tradiție să întâlnești cu ursul pe Transfăgărășan. Nu o să fie la Bălea Lac, dar este destul de rar să treceți cu mașina prin zonele împădurite și să nu-l vedeți pe Moș Martin, pe marginea drumului, cer și mâncare. Noi vă încurajăm să nu vă opriți să faceți poze cu el și nici să îl hrăniți. Pe lângă că riscați o accidentare și să vă faceți de râsul internetului, îi încurajați pe urși să iasă tot mai mult către zonele cu oameni și să devină tot mai dependenți de sandwich-urile turiștilor. Vreau să vă ofer și câteva informații istorice și tehnice. Ideea construcției a aparținut tovarășului Ceaușescu, dorind un drum strategic peste munți care să lege Muntenia de Transilvania. Comandamentul trupelor de geniu a ordonat o echipă de geniști care a construit în 5 ani ce astăzi s-ar face în 20. Transfăgărășanul a fost finalizat în 1974. Traseul se împarte în segmentul de nord,
cu 35,1 km, cuprins între șoseaua națională Sibiu-Făgăraș, de unde pleacă o stradă prin Crțișoara și până la Bălealac, și cuprinde un tunel de aproape 1 km care străbate creasta Făgărașului, și segmentul de sud, cu 90,2 km, de la tunel până la comuna Pascov, județul Argeș. Segmentul de sud cuprinde și barajul Vidraru și cetatea Poienari, la care se poate ajunge urcând 1480 de trepte. Liftul n-a fost pus în funcțiune. În total, Transfăgărășanul cuprinde 151 de km de șosea. Altitudinea maximă este atinsă în apropierea tunelului de lângă lacul Bâlea, la 2042 de metri. Lucru ce o situează pe locul 2 în topul celor mai înalte șosele din România, după Transalpina, cu 2145 de metri. Lacul Bâlea este unul dintre cele mai mari lacuri glaciare din România și probabil cel mai faimos dintre acestea, situat la 2034 de metri altitudine. Are o suprafață de 4,7 hectare și o adâncime de 11,35 de metri. Pentru realizarea drumului au fost necesare 6520 de tone de dinamită, 4 milioane de metri cub de terasament, 830 de podețe și 27 de viaducte și 40 de vieți sacrificate. Panta de înclinare este de 6% și doar în câteva locuri de 8%. Pe partea nordică există o telecabină între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, pe o lungime de 3700 metri, iar până la telecabină se poate ajunge în tot timpul anului în condiții foarte bune. Deci în afara perioadei de 1 iulie-1 noiembrie se poate totuși ajunge la Bâlea Lac cu telecabina. Transfăgărășanul este un loc unic în lume și accesibil oricărui picior și poate ăsta este motivul pentru care se bucură de zeci de mii de turiști anual. Iar adeseori printre aceștia se numără și turiști străini veniți să vadă ce anume a fascinat așa de tare pe cei de la Top Gear. Seriously? Yeah. Nu uitați să mergeți să-l vedeți și voi în cazul în care nu ați făcut-o deja. Drumul se deschide complet în 1 iulie și dacă tot mergeți, faceți un popas și pe la barajul Vidraru și la cetatea Poienari, dacă vă țin picioarele. Nu uitați să vă abonați ca să vedeți viitoarele clipuri, să le verificați și pe cele deja postate, pentru că sigur sunt o groază de obiective de care nu știți și care merită atenția voastră, și să dați un like, un share, de ce nu, ca să arătați și altora și totodată să mă încurajați pe mine să filmez, să editez și să postez. Atât pentru astăzi, la revedere, ciao!